astăzi suntem Cristiano Ronaldo pentru 24 de ore și dăm shoot goal. Adeea scoate telefonul, fă-i poză cu CR7. Mă recunoaște lumea pe stradă, guys. Și toată lumea vrea să facă o poză cu mine și cu mașina. Sunt pe stadionul unde am copilărit. Aici mi-am început cariera, băieți. Aici am învățat să trag primele șuturi la poartă. Hai să vedem dacă mă mai descurc. Hai repede să vină un băiat să stea în poartă. Ia uitați că a venit prietenul meu aici să stea în poartă. Hai să-i dăm așa un șut să vedem dacă ne pricepe să dăm gol. Poamă, gol! Golazo! Golazo, mă, aici am învățat să dau primele șuturi pe poartă. Pe marginea acestui stadion îmi stăteau primele mele iubite. Înainte să am nevastă și cu copii, guys, aici stăteau iubitele și se uitau la mine cum mă jucam fotbal. Și în jurul acestui stadion dădeam eu ture de încălzire. Uite, mă, că mă cunoaște lumea. Salut, brodării, salut. Dau și o tură mică așa de încălzire. În acest video vom vedea viața lui CR7. Vom merge acasă la una dintre cele mai luxoase care există în Los Santos și apoi vom merge la cel mai mare stadion din lume pe care joacă CR7, la Juventus, băieți. Hai să mai dăm și noi un gol aici, să ne aducem așa aminte de copilărie. Vreau să dau sus acolo. Oare reușesc, băieți? Hai să vedem. Hai că exact sus. Bă, vezi că a dat gol. Și mi se dă, t-a dat golazo. Mamă, să mergem să luăm mingea. Mi-aduc aminte și acum când mergeam să iau mingea. Plecam după mingea așa pentru că n-aveam plasă la poartă. Și cred că mulți dintre voi vă jucați fotbal și nici măcar băr din ăștia șmechere nu aveți. Aveți așa două pietre, așa se juca și Ronaldo înainte în copilăria lui. Hai să facem și un dribbling frumos. Facem un dribbling frumos și mergem să-i dăm gol la portarul ăsta de aici. Portare, sper că ești pregătit să iei golul vieții tale de la Ronaldo. Îi dăm gol. Bam! Mamă, direct peste poartă am dat. Băi, exact ca în copilărie așa veneau și alți oameni pe aici. Băi, ce căutați mai aici, mă? Nu vedeți și voi că jucăm fotbal? Bine, mă, bine, hai că vă las în pace. Bă, se ia lumea de Ronaldo. What? Bă, voi nu știți cine sunt? Voi nu știți cine sunt? Care-i faza? Omul s-au ridicat ăștia la mine. Hai că îi lăsăm în pace. Doamne, nici nu ne mai lasă să ne mai jucăm. Au crescut copiii, bă, care erau copii pe aici de mult timp. Mamă, direct pe lângă am dat. No, mingea asta nu merge la fel de bine ca aia Nike cu care mă joc eu la Juventus. Aia e minge bună. Asta e minge din aia de cauciuc. De dacă te lovește, te ustură. De numai poți de aia cumpărată de la piață. Dar numai care pattern-ul ăsta pe ea. Dar în rest, n-are nicio treabă. Bună, Ronaldo, sunt cea mai mare fană. O, salut, salut. Avem aici fani, bă. Salut. Vreți să facem un selfie ceva? Hai că facem și un selfie. Fac eu cu telefonul meu că voi nu l-ați adus la voi. Hai să facem un selfie, băieți, cu fetele. Hai un selfie așa să facem, să aveți amintire. Postez eu la mine pe Instagram. Dacă vreți să vă vedeți, intrați la mine pe Instagram și vă vedeți acolo. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Mersi frumos de selfie. Da, cu mare plăcere, doar unui CR7. Hai să plecăm de la teren că deja se face un pic mai târziu și trebuie să ajung acasă, băieți, că mă omoară nevasta. Bă, cineva a parcat lângă rostul meu și cred că l-a și lovit. O, salut, băieți, salut. Salut, bă, Ronaldo, ce faci? Salut, băieți, salut. Am venit așa să-mi aduc și eu aminte de copilărie aici pe la voi. Brodere, ce ai făcut, mă? Bă, Ronaldo, din greșeală ți-a lovit mașina. Dare, bă, mic, stai liniștit. Stai liniștit că plătesc eu și pentru a mea și pentru a ta. Nu e problemă. Ia uite cum mi se deschide ușa. Au, stai așa, măcar, stai pe loc. Mamă, ce-mi lovi ăsta mașina, bă. Dacă nu știați, Ronaldo din Craiova, bă, și de asta are accent de crăvean. Bă, ăsta vine să-l bată pe Ronaldo. Bă, lasă-mă, mă, pace. Bine, mă, cu asta te caftesc că ți-ai parcat mașina prost. Bă, lasă-mă, mă, pace. Aoleu, am uitat să vin fără bodyguards. Doamne, și mă aleagă lumea pe stradă, random. Asta e dezavantajul când fii fără bodyguards. Uite, aici locuiește frățiorul Ronaldo. Fix aici am o casă, o vilă șmecheră de tot cumpărată. Nu prea putem să stăm la semafor, băieți, pentru că lumea o să-și dea seama cine suntem și o să vină după noi absolut în cotidu. Face lumea accident când mă vede. Sunt vedetă, bă, băieți, rău de tot. Ia, hai să vă prezint și la interior așa un pic rolul ăsta. Ia uitați-vă, băieți, ce mi-am luat acum. Asta merg cu ea și ea, că am și un Bugatti. Mai am mai multe mașini. Am și o Tesla acasă când vreau să merg la consum. A, știți că pe mine nu prea mă interesează chiar așa mult de bani. Câștig bine la Juventus, de asta m-am și dus acolo. De asta am plecat de la Real Madrid. Filtrăm repede traficul și ne vedem din fața casei mele. Băi, guys, am ajuns în locația asta mai puțin până la mine acasă. Cred că se vede casa de aici. Băi, dar aici stăteam eu, bă, în copilărie la o cocioabă. Dar au dărâmat-o și au făcut alta. Fiți atenți și voi că nu mai am casa. Băi, câte amintiri mi-aduce locul ăsta de unde stăteam eu. Ia uite că se vede casa mea de acolo. Hai să mergem un pic până la băiatul ăsta să vedem cum se vede casa mea. Ia uite și tu ce mașinuță are. Foarte frumoasă mașinuța, brodere. Aproape că am avea loc în ea. O, ai și o pisică, văd. Ia, vezi, bro, du-te.
Bro, tu te uiți la casa mea. Doamnă, să rămână, vă uitați la casa mea. Haideți, doamnă, nu vreți să lăsați un pic ochelarii jos să facem poză. Așa, hai. Zâmbiți. Am zâmbit. Mamă, ce frumos ați ieșit. Haideți că o salvez poza și o pun tot la mine pe Instagram. Vă fac celebre și pe dumneavoastră. Mulțumesc. Haide, la revedere, doamnă, papa. Să spuneți la lume că v-ați văzut cu Ronaldo și puteți să vă uitați la mine la casă, în ce fel de probleme. E un pic ciudat, dar da, totuși se bucură și doamna că are un vecin așa de bogat ca mine. Dar asta e doar o casă de vacanță, nu stau mereu aici. Îmi petrec timpul mai mult pe la stadion, mai doar pe bănci pe acolo, că sunt obosit uneori cu grup. Dar îmi pare bine măcar că mi-am văzut vechiul cartier. Ia uite bă, aici unde beau cafele cu gagicile. N-ai să rădă tot. Uite bă, s-a construit și un pod pe aici. Doamne, de când am mai fost s-au construit așa multe chestii. Haideți că ajungem acasă, băieți. Ia, vezi aici la intrare. Au... Deschide poarta, totul e pe senzor aici la mine. Totul e pe senzor, băieți. Niciun fel de problemă. Bă, dar sunt plecate mașinile mele de acasă sau care-i faza? A, nu, cred că a plecat valetul cu ele la spălătorie, că nu prea sunt. Vi le arăt pe toate când se întoarce. Momentan lăsăm rolul aici. Nu am toate mașinile aici, am doar câteva cu care mă mai plimb. Aștept să vină valetul și vă arăt și vouă și celelalte mașini. Hai că a venit Cornel cu mașina. Mă, Cornele, unde mă, Ionel? Cu Tesla mea. Bă, Ronaldo, că e la spălat. A, bine de bă, Cornele. Hai că bag mașina aici. Bag mașina la garaj. Nu puteai să o bagi și tu. Mi-a adus mașina până aici, băieți, doar ca să-mi lase în față. N-am foarte multe mașini. Oricum, asta e preferata mea. E un Bugatti Divo foarte frumos. Da, vedeți și voi cum arată garajul ăsta. Unii n-au bucătărie cum am eu garajul. Pe bune. Bă, Cornele, sună-l pe Ionel și spune-i să-mi aducă acum Tesla, că vreau să o arăt la băieți. Gata, șeful se rezolvă. Bă, Cornele, nu ți-am zis să-l chem pe Ionel. De ce l-ai chemat pe Gică să-mi aducă McLaren-ul? Nu știu, v-a greșit, mă scuzați. Da, da, bine, hai că te iert, mă duc să o parchez și pe asta. Doamne, băi, băieți, deci pe băieții ăștia cred că o să-i concediez. Bă, la un moment dat cred că o să vă concediez, bă, că nu sunteți bă în stare de nimic, bă, las, nu e niciun fel de problemă. Hai că nu ne supărăm pe ei, că trebuie să mănânce și eu pâine, nu? Parcăm și pasta așa aici. Și trebuie să mai vină doar Tesla-ul. Bă, cred că pe asta trebuia să o parchez acolo, lângă Tesla-ul o lăsăm afară, știi ce? O lăsăm afară, nu m-am chef să mai parchez nimic, ca ori le parchează ei, ori îi concediez pe toți. Acum stau să uită unul la altul, uitați-vă și eu. Bă, data viitoare să parcați voi mașinile, bine? Da, șeful, gata, s-a făcut. Așa ziceam și eu, băi, Cornele. Cornel, Ionel, nici nu mai știu cum îi cheamă, am așa de mulți angajați. Băi, deci zici că nu e adevărat. Oricum e mișto aici că nu e și nevastă. Băi, nu e nevasta, nu sunt nici copii. Hai să vă fac așa un tour. Deci ați văzut garajul cât este de frumos. Și pe lângă toate ușile ăștia care se deschid așa singure, m-am și ușa asta pe care pot să intru dacă nu vreau să mi se deschide toate celelalte. Vedeți, este totul pe senzor, foarte frumos. Hai să facem un tour. Aș fi vrut să zic room tour, dar asta e foarte, foarte mare ce am aici. Băi, ideea e că cam pe aici se intră. Deci asta este intrarea de picior. Văd că încă n-au terminat ăștia să-mi facă alea. Au făcut-o până aici, până la grădina asta. Aici am eu așa cu plante, cu ăștia și heliportul. Văd că nici elicopterul n-a venit. Cred că tot așa e la spălat sau ceva de genul. Oricum o să merg cu elicopterul la stadion. Chiar nu mai am absolut niciun chef să conduc în orașul ăsta super, super aglomerat. Aici am pus așa pe jos niște iarbă de asta de stadion, să aduc așa aminte de stadion înainte să mă urc în elicopter. Cam pentru asta folosesc elicopterul, să mă plimb între stadioane. Încă văd că n-au terminat băieții aici nici balustrada pe dreapta. Pot să cad în apă oricând, nu știu ce e mintea lor. Aici cu spațiul ăsta trebuie tot așa să mă iau decizii de la arhitectură. Chiar nu pot să înțeleg ce au vrut să construiască aici. În schimb totul foarte frumos și să-mi facă asta până în stradă pe bune. Adică mă murdăresc pe picioare. Poate câteodată vreau să ies eu pe jos afară. Oricum zona în general e destul de liniștită. Adică nici n-am nevoie de bodyguards. Bă, voi puteți să plecați. Știu că nu v-am zis că trebuie să plecați, dar puteți să plecați. Gata, și vă plecăm. Așa, ok. Înainte de a intra în casă, hai să vă arăt peste tot. Aici afară am zis că dacă mai vin tovarăși cu mașini sau ceva să și le parcheze și acolo în cască plouă să-mi se păteze. Aici o masă de ping pong, mă mai joc câteodată cu prietenii care mai vin pe la mine. Un basket când mai am chef, mai dau și un coș. Teren de fotbal n-am aici. Tocmai de asta am fost acolo unde m-am jucat eu înainte. În geanta asta am țin de obicei echipamentul pentru basket, mă mai joc. Uneori mai fac și un grătar, văd că cineva și-a lăsat aici mâncarea. Cred că eu de seară m-am bătat. Frumos, aici dăm la coș un sticker cu NBA că-mi place, mă mai uit câteodată să mă relaxez. Intrarea, da, ați văzut-o cu toți. E o intrare simplă așa cu niște pomlină ăștia frumos. Ăsta e pomlină la din Japonia. Pot să merg pe jos pe aici, dar sincer prefer pe partea cealaltă, mai aproape de ocean, așa îmi place mai mult. Haideți să vă prezint și casa. Aici s-a încercat o arhitectură, bă, asta e frumoasă.
Și are și dublu ro. Și așa te plimbi pe aici frumos. Hai să alergăm un pic, că și așa trebuie. Alergi, ajungi aici în zona asta, mai bagi un golf. Poate dacă ai chef te joci un golf. E un mini teren din ăsta, nu e cine. Pe aici am pus și niște tufișuri de ăștia. Foarte mișto. În spatele casei aici am iar niște lucruri interesante. Aici iar o zonă unde poți face grătar, te poți relaxa. Ăsta e iahtul meu, îl țin parcat acolo în apă. Când vreau să merg cu el, îl chem pe Cornel să-l aduc aici mai aproape. Și de aici plec cu el. Am și un jacuzzi dacă vreau să fac baie. Ia uitați-vă, mi-o cam așa, hap. M-am băgat în tricou, dar contează, ne uscăm repede că e cald rău afară. Am și un bar aici, băieți, aici a plecat toată nenorocirea de seara. Din data am băut, s-a adus tot, erau multe sticle, apă că au mai rămas 3 pahare în prezistat. Aici poți să mai și cânti, poți să faci și grătar dacă vrei sau poți să faci grătar aici sus. Eu am de obicei foarte mulți prieteni și vin mulți pe la mine. Uitați-vă ce frumos am amenajat aici, o măsuță unde poți să mănânci. Încă un bar, că na, asta e tema, mi-e plac mult de tot barurile, poți să te relaxezi aici, stai cum vrei tu pe spate, infinity pool, ia uitați-vă. Aici îți parca schijetul și pe tot pe aici putem să mergem și la nivelul următor. La nivelul următor avem tot așa o grămadă de chestii, că putem să stăm, avem și o minge pe aici. De aici dacă vrei să sari direct în cap. Frumos, locul frumos. Sper total mi-am făcut casă frumoasă. Dar la câți bani am dat, la 50 de milioane cât a costat toată asta, sincer sunt un pic dezamăgit. Mă așteptam să fie puțin mai calitativă. Uite aici ce frumos am amenajat. Mă rog, n-am amenajat eu, ci de la design m-am zis. Hai să intrăm și în casă să vă arăt așa puțin. Că, na, peste tot locuri de stat pe afară, deci ați înțeles ideea. Peste tot am numai locuri de stat. Hai să intrăm un pic și în căsuță. Stați un pic, că iar tot așa cu ăștia de la design n-am înțeles unde au pus și ei ușa asta. A, au pus-o aici sus, am înțeles. O poză cu Rolls Royce, ca așa îmi place mie. Foarte frumos în casă. Niște albume de la Tupac. Cu pază asta așa de plutește, ca așa mi-a plăcut mie. Aici o garderobă, frumos. Am văzut că are și iubita. Are și nevasta câteva haine pe aici, dar nu. Cam asta e viața mea, adică muncesc din greu, dar am și am. Deci vedeți aici că și am aici, uitați-vă, și m-am măcat cu picioarele murdare în asta, nu e nicio fel de problemă. Baia, baie, ia uitați-vă ce frumos e aici. Mi-am pus și televizor, că eu când stau pe WC mă mai uit un pic la televizor, că te mai auzi la un meci, te mai auzi să-ți analizezi jucătorii. Și cam ăsta e dormitorul de sus, dormitorul matrimonial. Hai să mergem și jos. Mai am sus niște camere tot așa de oaspeți. Ăștia sunt ceva mai mici, dar văd că aici s-a pus un televizor mai mare. Încă o piscină în care putem să intrăm. Ia uite-ne, au, asta văd că au umplut-o cu apă pe bune. De, uite, vezi, asta au umplut-o cu apă pe bune. Deci nu știu care e faza. Văd că au băgat nămol în ea, că m-am umplut pe față. Aici tot așa o sală de mese, o întâlnire, ceva. Bă, uite nevasta. E nevasta acasă. Bună nevasta, ce faci? Bună, Ronaldo, ce faci? Păi am venit să văd, să fac un room tour la băieți, că fac vlog și credeam că nu ești acasă. Bă, da, am venit pe la tine să văd ce faci. Dacă umbli cu barabontele. Nu umblu nevasta, știi că sunt numai al tău. Așa, a vorbit și cu nevasta. Nu mă așteptam să fie nai bine, că n-a fost vreo fată. McDonald's-ul meu propriu. Da, pentru că sunt Ronaldo, am și un McDonald's propriu, ce? Și baia de la McDonald's, că... Da, așa îmi place mie să mă duc la veciu, că poate mănânc prea mult. Frumos aici la mine la Mac. Aici au o bucătărie, dar eu nu înțeleg de ce au făcut ăștia bucătărie dacă e Mac pe lângă noi. Bine, uneori mai comandă și pizza, să vede că a rămas de seară pe aici. Dita mai televizorul, mai stai aici la un film, la o chestie. Și aici dacă vrei să speli vasele, dar eu sunt atât de bogată că nu le spun niciodată, cumpăr altele. Și măcar nu le cumpăr eu, ba le cumpăr Ionica, ba băieții de acolo, că nici nu mai știu cum îi cheamă, băieți, sunt prea mulți. Asta e ideea. Bă, hai că întârziem la meci. Trebuie să mă uit dacă a venit nebunul meu cu elicopterul. Nu mai știu cine era asta, Georgica, Marian, nu mai știu care era. Că trebuie să plec la meci, băieți. Ah, uite mă că l-a adus. Bine mă, Georgica sau Ionica sau care ești tu. Hai că întârziem la meci, trebuie să alegăm mai repede, mai repede. Bă, ușile ăștia, și ușile ăștia văd că tot așa se cam deschis sigur. Bă, eu nu pot să înțeleg, da. Deci trebuie să mă iau un pic de ei. Nu e casa chiar pe gustul meu, dar na, doar ce am cumpărat tot, deci ar trebui să fie bine, măcar în cartierul, aproape de cartierul unde am crescut. Mă, salutul, care erai? Ionica, Georgica, care erai? Salut, șeful, eu sunt Georgica. Băi, Georgica, bă, nu ți-am zis, bă, că elicopterul ăsta e super inconfortabil și că are multe, tulburații în alea. Nu știu, îmi vibrează rău. Da, mă, șeful, dar nu știa pe care să-l iau. Băi, Georgica, data viitoare mi-l aduci pe ăla de lux, că mă fac să mă învârt acum pe loc, că nu mă pot am meci și tu vrei să mă duc la meci să mă doară spatele. Pare rău, șeful. Bine, hai că te ierci pe tine. Nu vă dau afară, că trebuie să mâncați și voi o pâine, aveți rate la bancă. Băi, hai că trebuie să ne urcăm. Mamă, dar ce a pus mă ăsta aici? I-a pus miniganuri. Băi, Milcon,
nici nu mai veni Georgica cu mine, că sunt dezamăgit total. Așa îi place lui să se dea mare, ăștia nu-s reale, dar așa îi mai place lui să facă. Trebuie să mergem acum cu elicopterul pe stadion, băieți, ca să ne apucăm și noi de antrenamentul nostru. Suntem un pic cam în spate cu timpul, pentru că avem meci și noi trebuie să fim de obicei cam vreo 2 ore înainte de meci. Plus că e cartierul aproape în care am crescut și deja se vede stadionul ăsta de aici din față. N-am mai vrut să conduc, pentru că uitați-vă și voi ce aglomerație este pe autostrada din Los Santos. Și de asta am zis, bă, știi ce, iau elicopterul, ajunge mai repede. Ok, brodării, acum să vedem unde lăsăm elicopterul. Că și stadionul ăsta e ciudat, rău de tot. Tot așa, ăștia de la arhitectură fac numai nebunii, bă, băieți, numai nebunii fac. N-au făcut și ei un loc unde să aterizez special cu elicopterul. Dar știți ce o să fac? O să-l bag direct pe stadion. Dacă o să stric un pic iar, bă, asta e, cumpărăm alta. Îl bag direct pe stadion. Puteau să facă și ei un helipad de la heliport sau cum se numește el. Puteau să facă, da? Bineînțeles că n-au făcut. Așa, ușoc. Eu nu prea îmi conduc de obicei elicopterul, că atunci când am bani de 2 piloți, îmi conduc singur elicopterul. Elicopterele am mai multe. A, să vedem cum aterizăm și noi aici așa ușor. În poarta asta cred că o să mă antrenez, așa că ce, o să las aici pe mijloc, că vreau să dau și câteva ture de teren. A, mă, stai jos, bine-s. A, lăsăm aceea. O să vină cineva poate de la fază să le ia să-l mute. Eu nu-l mai mut. Momentan încă n-a venit nimeni, pentru că meciul se desfășoară la 7 și e de-abia 3 ceasul. Dar bineînțeles că noi trebuie să ne încălzim. Ia uitați și voi cum e iarba asta pe stadion, pe stadionul ăsta. Asta îmi place mult de tot. Hai să o fac cu tură așa rapid și pe stadion. Da, ăștia sunt porțile. Aici unde stau suporterii. O să mergem și acolo să vedeți cum se stă. Văd că la arbitri aici e închis și asta este main entrance-ul. Și ăsta este main entrance-ul pentru jucători, gen de aici din, din vestiar. Venim noi și intrăm pe partea aceasta. Ăsta e vestiarul. Nu e cine știe ce. Nu e ca la Juventus acasă. Aici suntem în deplasare. Nu e ca la Juventus acasă. Bă, dar știi ce, mergi. Adică, da, e decent. Hai să vedeți cum se vede și de acolo de sus. Mergem aici în peluză, băieți. Aici o să fie toți suporterii mei la peluză. Și treptele ăștia, iar tot așa, cine le-a făcut designul, bă, băieți, că nu o să leagă nimic, de-abia te urci deasupra, da? Aia e problemă. Și cam așa se vede de aici, de tot de sus. Bă, eu zic că e o priveliște destul de frumos. Adică stadionul e mare. Și în pauză puteți să ieșiți și aici, așa, frumos, să beți un suc, o treabă. E frumos, mai e frumos stadionul. Hai să dăm și noi o tură din asta de alergare, să ne încălzim bine de tot. Dăm un sprint ăsta puternic. Dar mai bine, cred că ar trebui să ne jucăm un pic și cu mingea așa. Ia să vedem dacă dăm și noi un tackle ceva. Mamă, cum am intrat prin alunecare. Ce fiți atenți că dau gol direct din alunecare, băieți, că doar unul e Ronaldo, ia. Bau, gol direct, am înțeles. Sunt curios când o să vină colegii mei, că ăștia de obicei mai întârzie. Eu ajung primul, că de asta sunt cine sunt, pentru că eu mă antrenez puternic. Nu ca ei, nu ca toți fraierii ăștia care abia intră la antrenament. Bă, dar am pus elicopterul ăsta. De nici mingea nu mai pot să o iau, hai că pot. Te dau un șut din ăsta puternic. Bam! A dat golul, băieți. A venit golul. A venit golul. Hai să luăm mingea de aici. Da, foarte prost am pus elicopterul. Sper să-l mute cineva până începe meciul. Adică n-are cum să-l mute, trebuie să se joace, nu? Hai să dăm un șut puternic, rău de tot, băieți. Ba, dă-i mă, hai mă, dă-i mă. Stai așa. Bam! Mamă, ce șut puternic am dat. De 2 ori am dat șutul din aer. Wireless. Suntem bun, mă, ce să mai. Iar acum că v-am prezentat o zi din viața mea, Cristiano Ronaldo, în acest vlog minunat, nu uitați să apăsați butonul de like și click în partea dreapta pentru alte videoclipuri șmechere cu GTA 5.